De la colectiv au lipsit în acest an atât președintele Klaus Iohannis, cât și premierul demis Florin Câțu, dar și liderii marilor partide. Singura care a fost prezentă la club să depună personal o coroană de flori a fost președintele Senatului, Anca Dragu. Aceste imagini sunt de anul trecut, când Klaus Iohannis și-a respectat funcția de președinte și a adus un omagiu din partea cotroceniului victimelor tragediei de la colectiv. În acest an însă, Iohannis nu a trimis decât o coroană de flori prin intermediul unui consilier. Pe coroană scrie colectiv mereu în inimile noastre, președintele României Klaus Iohannis. Este pentru a doua oară când Iohannis nu merge personal să depună o coroană de flori la colectiv, după ce a mai ratat comemorarea tragediei și în 2017. Nici premierul demis Florin Câțu nu a fost prezent la colectiv. În schimb, a postat un status pe Facebook în care a lăsat să se înțeleagă că ar fi unul dintre supraviețuitorii tragediei. Am aprins o lumânare în memoria celor care au pierit la colectiv așa cum fac an de an. Este perioada în care îmi aduc aminte inevitabil de acea noapte în care am fost acolo, de prietenii care au ajuns la spital. Singurul politician care a fost prezent la fața locului pentru a aduce un omagiu memoriei victimelor tragediei de la colectiv a fost președintele Senatului, Anca Dragu.